Delta sau munte? Delta și munte. Imagine sau sunet? Imagine. Fotografia este? O fereastră. Dali sau Rembrandt? Rembrandt. Florin Ghenade? Om. Bună, sunt Alina Aliman și astăzi suntem în Galeria Posibilă, alături de Florin Ghenade, care ne va povesti despre proiectul Arbor Bătrân. Bună, Florin! Bună, Alina! Spune cum a început acest proiect și la ce te-ai gândit când ai făcut prima fotografie. Eram într-o perioadă în care mai degrabă consumam vizual fotografie decât produceam și mi se părea că există o inflație de termenul ăsta, a documenta în legătură cu fotografia. Mi-a venit ideea sau dorința de a aborda un subiect care e foarte plin de informații, care merită documentat, despre care se poate vorbi în foarte multe feluri și să mă apropii de el cu ce putem numi limbaj fotografic. De ce ai ales arbori bătrâni? Inițial, de fapt, subiectul fusese altul. În orice caz, căutam subiecte în jurul orașului meu roman. În fine, dintr-una în alta am ajuns la câteva exemple de arbori din jurul romanului. Am extins cercetarea puțin la un nivel de zonă mai mare, cercetare mai amplă pe internet. Mi-am strâns o bază de câțiva zeci de arbori la care să ajung să-i fotografiez. Am plecat, am fotografiat câțiva arbori ziua, m-am întors în București, am developat, am stat, m-am uitat la fotografie, a trecut ceva vreme, nu funcționa. Multe aspecte în care nu vroiam să mă bag. Faptul că puteau să pice într-o zonă de comentariu social, nu știu, unii arbori la care am ajuns erau plini de, știu, de gunoi pe lângă ei sau cabluri sau amplasați. Nu vroiam să ajung în zona asta. Căutam o formă să reușesc să atrag atenția asupra lor și doar asupra lor. Și tot gândindu-mă, mi-a venit într-o zi pe metrou, mergeam, țin minte și acum, ideea ce ar fi dacă i-aș fotografia noaptea și prin urmare să creez un fundal negru. Și cauți să aibă o anumită vârstă? Inițial am pornit de la arbori de care erau legate povești, legende. Da, marea lor majoritate, de fapt, toți sunt și bătrâni, fiindcă de cei bătrâni în legătură cu ei există legende, povești. Care a fost cea mai interesantă poveste pe care ai găsit-o legată de arbori? Mi-a plăcut la nivel de poveste cea legată de Salcea Lizucăi din Dumbrava Minunată. O poveste interesantă e povestea lui Stejărică, un stejar din satul Plopi la care am ajuns și era căzut la intrarea în sat pe marginea unui râuleț. Eu nu l-am mai găsit în picioare, era doar trunchiul, stătea așa de, nu știu, 3-5 ani. El stătea acolo, practic, erau niște metri cubi de lemn, stejar, de care nu s-a atins nimeni. Și încă comunitatea se raporta la el ca la stejărică, era acolo pe marginea apei, nu știu cât timp o să mai stea acolo. Îmi place să cred că o să ajungă să putrezească tot acolo. Câți arbori ai fotografiat până acum și la câți vrei să ajungi? 45 de arbori. Mi-aș dori să dublez numărul. Este vreo zonă din România în care n-ai fotografiat și ți-ar plăcea?
în Delta, în urma campaniei de crowdfunding de pe Creștem Idei, care s-a terminat cu succes, din fericire, și pentru care sunt recunoscător și mulțumesc. Și o să ajung în Delta, unde nu fusesem. Mulțumim mult, Florin, că ne-ai primit astăzi în galerie. Mulțumim galeriei Posibile. Mulțumim galeriei, da. Succes cu proiectul în continuare. Mulțumesc frumos, sper să ne auzim cu o arhivă crescută.